Săptămâna trecută a avut loc în toată țara bursa locurilor de muncă, astfel și la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Câmpulung s-a desfășurat această acțiune. Nu numai firme din Muscel afiliate agenției au participat la această bursă, ci și o societate din Pitești care are nevoie de muncitori în domeniul construcțiilor. 10 cetățenii de etnie romă s-au arătat interesați de posturile respective. Pot să vă spun acum. Dar aveți lucrare deja. Deocamdată nu. Și să așteptăm. Nu da așteptat. Deci nu e doar așteptat. Merge unde are lucrări. Deci, da. Deci, avem, o să avem. Că altfel nu veneam. Da. Dacă nu aveam nevoie de dumneavoastră. E corect, domnule. Dacă ați lucrat în construcție. Zidar. Toți. Așa. Dumneavoastră zidar. Zidar. Nu, că luăm și de calificat. Vedem nu care vor să ne calificat. Dar ăsta nu. Nu, că ei deja mai au trei în verde al lor ca să zicea că au construit la locul de la noi avem diplome de aici. Au diplome de calificat. Ne-a calificat dumneavoastră? Tot necalificat, tot necalificat, tot Cel care a mediat posibilele angajări ale romilor musceleni este Marian Neagoie, liderul acestora. Eu mă bucur că au venit mulți cetățeni de etnie romă care vor să se angajeze în construcții. Chiar este o firmă acum din Pitești. Au venit, negociem. Este vorba să angajeze în jur de 25-30 de muncitori. E un lucru deosebit. Eu mă bucur foarte tare, fiindcă cei pe care eu îi conduc au înțeles că trebuie să punem mâna serios pe muncă și acum, ales acum prag de iarnă, vine ca o mănușă, ca un lucru deosebit, având în prisma faptului că acum copiii au început școala, sunt foarte multe cheltuieli, iarna vine, căldură, lemne și iată că dacă vor fi serioși, eu sunt convins că se vor angaja toți cei care au venit astăzi și sper că și din partea firmei este la fel de multă seriozitate, fiindcă dacă lucrurile vor prinde contur și vor avea substanță, vom avea o colaborare pe mulți ani, fiindcă am înțeles că au foarte multe lucrări în zonă.